Bună, fetelor! Astăzi am pentru voi un unboxing de la Oriflame. Știu că campania trecută nu am avut comandă și acum, dacă tot am avut o comandă mică, am să vă arăt. Și o să vă arăt că am aici, pe comandă, acești bureței de machiaj. Eu i-am mai folosit, dar văd că ăștia sunt un pic mai diferiți. Cred că este o variantă îmbunătățită. Sunt așa, pe un roz foarte pal. Și sunt 4 bucăți, au fost, cred că, 8 lei. Sunt pe comandă. Taxa de manipulare am putut să o înlocuiesc cu această cremă de corp Milk and Honey Gold. A fost la doar 15 lei. În continuare, mai am un kit de sprâncene din acesta și l-a comandat o prietenă de-a mea. I-a plăcut foarte mult, l-a folosit pe-al meu și i-a plăcut foarte mult, așa că și l-a comandat și ea. A fost la 30 de lei. În continuare, ce mai am aici? Sunt aceste fonduri de ten care au fost la ofertă. Giordani Gold Long Mineral Foundation cu SPF 15. Unul este al prietenei mele și este în nuanța natural beige. Așa. Iar al meu este light rose. Așa, în continuare, mai am două rujulețe pe care le-am găsit la ofertele online și le-am luat pentru mine din gama Giordani Gold. Jewelry Lipstick. Să vă arăt imediat. Cam așa arată ele. Ambalajul. Și am acest nude spre roz, care îmi place super, super mult. Foarte drăguț este. Și o să vi-l arăt și pe următorul. Să vedem cum este și ăsta. Este nuanța Beige Sud. Beige Sud. Ceva de genul. Să vă arăt imediat și pe ăsta, la fel, același ambalaj. Hai să vedem și nuanța. Ăsta este un nude mai închis. Hai să facem o comparație, dacă se poate. Sunt foarte asemănătoare. Probabil că unul o să-l fac cadou. Cam așa arată ele. Și cam asta a fost comanda mea. În continuare mai am catalogul, mai am albumul, mă rog, albumul obișnuită cu Yves Rocher, mai am ăsta, catalogul 7. Mă chinuie aici să-l închid. Cam așa arată el. Probabil ați văzut deja refoi. Și aici avem ceva pliant. Iar aici avem factura care nu vă interesează. Cam asta a fost tot ce am avut să vă arăt eu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în acest clipuleț. Vă pup, o zi plăcută!